Flavian Dumitrescu, reprezint comunitatea Armonia Brașovia. Este un proiect înființat la Brașov, începând cu anul 2012. Am început ca și un sat ecologic, să spun așa, comunitate sustenabilă, fiecare îi dă numele cum dorește. Am ajuns undeva la 80-100 de familii, începând în 2012 de la 10-20, de la un mic proiect. Am organizat an de an Festivalul Comunităților Autosustenabile din România, în care am încercat să aducem împreună oameni de pe la tot felul de inițiative din țară și din afara ei. Am avut chiar și intervenții internaționale pentru a promova ideea aceasta, pentru a face oamenilor cunoscută că există și un alt mod de a trăi și un alt mod de a relaționa. Iar de la apelul nostru din 2012 pentru a realiza un astfel de sătuc în zona Brașovului, am crescut ușor, ușor. În 2013 am început să ne coagulăm ca și grup. De la 10-20 de familii am urcat ușor, ușor spre 40-50. Am folosit tot felul de instrumente de colaborare, de discuție, de autocunoaștere pentru a ne suda, pentru a ne avea încredere unii în alții ca și oameni, pentru că oamenii, până la urmă, sunt baza comunității și de acolo pleacă totul. Iar apoi, ușor, ușor, am început să punem și în practică cele discutate și visate și dorite de noi. În 2014 am reușit astfel să găsim un teren în apropierea Brașovului, este în zona Șinca Veche, probabil că multă lume a auzit de locul respectiv, e o zonă deosebită, în apropierea mănăstirii, la Poalele Făgărașului, o zonă de deal unde am reușit să obținem undeva la 100 de hectare de teren pe care am început construcția comunității. În 2014 ne-am ocupat de achiziția terenului, de preluare, de toată partea asta de logistică și ușor, ușor am pornit la drum și am început să plantăm acolo în vara lui 2015. Să facem și o căbănuță, să avem punctul de plecare logistic, să ne facem măsurătorile topo, ridicări, parte de autorizații, proiectare, ca să obținem și avizele necesare. Avem deja o parte din ele pe partea de plantare, dar vrem ușor, ușor să construim, să facem acolo sătucul de care spuneam. Ne dorim ceva cât mai simplu, cât mai ecologic, care să dăuneze cât mai puțin naturii, nu vrem să stricăm nici terenul, nu vrem să facem nici construcții megalomanice sau ceva foarte imens, cât mai pe natural. Avem oameni care își doresc căsuțe de lemn, avem oameni care își doresc de cob, de paie, de tot felul. Deci fiecare are alte idei și va fi frumos tot în ideea de diversitate, pentru că la un 50-100 de familii, de câte discutăm noi, se vor putea face multe, multe variante și vom experimenta și vedea care sunt mai avantajoase. Anul acesta, în primăvară, sperăm să pornim și cu primele 3 căsuțe și ușor, ușor să asigurăm și locuire permanentă. S-a stat la căbănuță chiar și vara trecută, chiar și peste iarnă, acum că am reușit să o izolăm. Am continuat cu plantările și vrem să continuăm și primăvara aceasta. Vrem să facem cunoscută inițiativa la cât mai mulți oameni care să ne poată atât ajuta, cât și colabora cu ei, cât ajutăm la rândul nostru cu informații și cu lucrurile de care ne-am lovit, chestii pe care le-am putea pune la dispoziția lor și ușor, ușor să vedem și în România crescând mișcarea asta de întoarcere către natură, către sustenabil, către ecologic. Dacă omul vine acolo și e alături de noi și se implică și 3 luni, jumătate de an, îl vedem că este într-adevăr dispus să intre în comunitate, se va găsi un loc ușor pentru el. Și dacă chiar va veni momentul în care dealul ăla se va umple de căsuțe, mai avem încă 5 lângă noi, deci nu e asta baiul. Locuri vor fi și mereu va fi acolo. Site-ul nostru îl găsiți ușor, căutați pe internet Armonia Brașovia, se numește armoniabrașovia.ro. Brașovia, de la numele vechii cetăți ale Brașovului, de pe Tâmpa, pentru că acolo a pornit Sâmburele și de acolo am început noi totul. Armonia în idee de armonie, de a fi împreună și de a reuși să aducem, avem în comunitatea noastră o gamă diversă de oameni, de la copilași de un an până la pensionari de 80 de ani. N-am făcut limitare nici ca vârf, nici ca sex, nici ca religie, nici ca niciun. Atât timp cât există acel bun simț și așa cea dorință de a face bine și de a-l ajuta pe cele lângă tine, ăla a fost primul criteriu pe care l-am avut în cadrul comunității de a primi oamenii. Deci armonie. Armonia e baza și în asociația pe care am constituit-o am mai introdus și Terra Nova. Deci în ideea unui nou început, pe un teren nou,
e ceva care a pornit ca de la zero. Nu este nou în sensul că n-a mai existat sat ecologic sustenabil până acum, pentru că strămoșii de mii de ani au sate sustenabile, dar în conceptul modern de acum a devenit ceva mai rar să fie ecologic și sustenabil și vrem să întărim acest lucru. Deci armoniabrașovia.ro, ne găsiți, vă așteptăm. Întâlnirile se țin lunar la noi, sunt anunțate pe forum, acolo pe site veți găsi și forumul, iar la anunțuri importante sunt trecute datele întâlnirilor lunare, ne puteți trimite un mail cu 2-3 zile înainte dacă doriți să veniți, să ne vizitați, să vă spunem un pic detaliile întâlnirii, orele și condițiile și toate ce. Oameni frumoși care sunt veniți să facă ceva drăguț împreună și să ajute la mai bine lumea, să că rău se face destul.